Bună ziua, o nouă ediție a emisiunii noastre Dosare de Presă. Și de data asta fac în așa fel încât prezentarea să nu trebuiască să fie prea lungă. Avem un invitat, o celebritate, nici nu știu ce adjectiv să alături. Și ca să o scurtez, domnul Florin Călinescu. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc, da? Bună ziua și pentru aia care o să se uite din America noaptea, bună dimineața, noapte bună, bună seara, dobro večer, da, pe internet, nu-i prins pe toți ziua. Mi s-a strâns puțin sufletul când ai zis că facem niște dosare aici, sau faceți niște dosare. Nu, domne, dosarele astea de presă, nu. În prima variantă trebuia să se numească dosar de presă, abia atunci ar fi sunat aiurea. Dosare de presă, am plecat de la ideea că niște oameni care înseamnă, au însemnat, înseamnă ceva în presă, domne, oamenii ăștia trebuie cunoscuți un pic altfel. Despre oamenii ăștia nu se scrie în general decât când ele sunt prinse picior peste picior, li se văd bikini, ei sunt prinși cu vreo fătuță de mână prin vreun parc. Nu. Deci cu fătuță nu m-a prins nimeni niciodată. Doamne ajută! În bikini umblu, dar nu mi se văd. Da. Nu cunosc un personaj. Deci ești un personaj cu o viață, cu un destin demn de pana unui scriitor sud-american. Nu cunosc un personaj mai fericit de viață, prin darurile pe care au fost oferite, și mai lovit de viață. Nu cunosc. Deci sunt două superlative în existența ta. Nu vreau să întreb nimic despre necazurile pe care le-ai avut. Nu se întreabă așa ceva, eu nu întreb așa ceva, ci doar despre resursele pe care le ai. Zâmbești, ești jovial, ești miștocar. Dacă pui geana pe unul ăla, poate să se ducă să se culce pentru câțiva ani. Ai un umor inepuizabil în orice situație și din orice poziție. De unde, Florin, resursa asta? Ești credincios? De unde e resursa da, asta? Din credință? Sunt credincios în sensul că merg cu credința după mine. Nu cred că Dumnezeu face prezența în biserică așa cum se face la școală sau ceva de genul ăsta. De altfel, nici Iisus, nici Ioan Botezătorul, nici Dumnezeu n-a spus niciodată adunați-vă în vreun templu sau ceva de genul ăsta. Da? Mi se pare că actul recunoașterii lui Iisus este pe malul unui râu și botezul este făcut în aer liber. Ioan Botezătorul, care este și el un pilon al creștinismului, spune că Dumnezeu este acolo unde ești. N-ai decât să te gândești o secundă la povestea asta. E într-un copac, într-o frunză, în toată creația lui. Că de-aia se deschide Vechiul Testament cu primele fapte ale lui Dumnezeu. A făcut viețuitoarele, târătoarele, păsările, pământul, apa, vegetalele și așa mai departe. Deci dacă El le-a făcut, n-avem decât să ne uităm la un tei. Și așa și facem, numai că asumându-ne permanent alungarea din rai, noi nu suntem atenți la creația lui Dumnezeu, pentru că trebuie să luăm autobuzul, să mergem undeva sus pe cota 1400 și acolo zicem, ce frumusețe! E de ajuns să mirosim o floare, să vedem cum când vedem un ieduț, când vedem un cățel. Numai în câteva situații. Ce frumusețe! Astea sunt făcute, sunt scrise acolo. Dar venind la oraș, devenind sclavi moderni ai unor structuri care fac fărașe și au nevoie de profit, atunci... Am orbit. Uite, e povestea asta acum cu gripa asta chinezească, răceala asta. Străbunicii mei au trăit 100 de ani la țară, cred că n-au știut de nicio boală cu nume în viața lor și dacă îi deranja ceva, fierbeau de prin pădure sau de pe câmp câte o poveste. Dar nici nu cred că aveau groază asta. Acum am văzut că se golesc magazinele de toate. Deci spaima românului că poate să ia gripa asta este că nu mai are ce să bage la ghiozdan. Nu altceva, nu să se spele pe mâini sau cu tare sau cu tare. Zice, bă, să am ceva de băgat în gură, că dacă trebuie să stau închis o lună. Să se ducă să se împace cu cineva. Ce simplă este viața astăzi. Deci suntem sclavii societății care ne hingerește de colo-colo să producem profit pentru câteva familii. Asta este toată treaba. Pentru că eu am aici, lângă București, ferma mea, am 5 porci, vreo 150 de viețuitoare. Tu de acolo mănânci? Doar de acolo? În tot ce produc, proteina animală, da. Dar cât se poate și să... Acum vreau să-mi fac și o seră. Ce-ți prisosește? Vinzi sau ce faci? Dau la prieteni. Nu. Nu mi se pare... Nu, că și produci. Nu, n-am. E o producție așa... Jovială. Am cunoștințe cu copii. Zic, bă, ca să vedeți ce înseamnă...
Adică, da. Pentru că am întâlnit povestea asta că, eu știu, copiilor astăzi, nu e bună găina asta de curte, sau are ceva, un gust, păi e tare, sunt, e ațos, e cu tare. Și atunci zic, hai să vezi ce bune, ce gustos, ce cu tare. Nu, pentru da, pete. Spune-mi, Florin, de unde ți-ai tras puterea asta? Nu te supăra, nu vreau să povestești despre necazurile și tragediile prin care ai trecut. Nu este vorba, că nu sunt... De unde te-ai extras, frate? Nu, Florin? Nu e un secret. Adică alții, în locul tău, mulți, și-au pierdut mințile. E posibil. Tu nu ți-ai pierdut mințile, ai rămas și, același. Și știu. Nu pot să rezum decât într-o singură propoziție. Atâta timp cât ești adus pe planeta asta de către doi oameni, prin voia lui Dumnezeu, de mic copil crescând pe stradă, mă rog, familia s-a despărțit destul de repede, și atunci am luat strada în casă și am văzut foarte multe lucruri de la o vârstă foarte, foarte fragilă. De la 3-4 ani de zile mă plimbam pe parcuri, pe malul Begii. Am început să explorez viața, pentru că nici nu era internet atunci sau televizor. Și am constatat de foarte tânăr că Dumnezeu îți dă viață, în rest nu-ți dă mare lucru, da? Spune, ați vrut să plecați de aici din rai, vă descurcați. Și ești dator să te supraveghezi tu tot timpul, să vezi pe ce drum apuci, ce faci, ce nu faci, ce poți să faci, ce să... De exemplu, una din devizele mele este să nu fac rău oamenilor. Dacă pot să fac bine, îl fac. Dar mai trebuie să dorm și eu un pic sau nu știu ce. Dar rău nu fac, programatic nu fac rău. În momentul în care am o pornire să mă fac ceva, să actul răzbunez, sau chestia asta, când auzi manelele, afli ce, că lumea e compusă din dușman, dușmanul meu să moară. N-am treabă, mă răsucesc pe călcăie și am plecat. Adică stă în puterea mea să zic, bă, Mirele, ești întâmpit, la revedere și am plecat. Bă, dar am glumit, să fii sănătos, nu mai am timp de tine, pentru că sunt tot timpul în marș. Bun, deci resursa este mai însă în tine. O abordare filozofică. Eu mai am un copil, e simplu de tot. Și atunci am stat cu cei rămași în tranșeu, da, după toate necazurile mele. O parte din necazuri sunt firești. Părinții, nu știu ce... E în legea firii, da. Boli, da. Cu tare, da? Să zici că le afli, te pregătești în timp când cineva se îmbolnăvește foarte apropiat de tine și... în fine... Când se întâmplă un necaz brusc și inexplicabil, însă, îți dau exemplul lui Malraux. Avea doi copii, el a murit într-un accident de mașină sau ceva. De foarte tineri și el era destul de în putere, da? Coppola, Stallone, lucrurile se pot întâmpla cu un copil de-al tău, da? Se poate întâmpla la naștere, se poate întâmpla la 2 ani. Se poate întâmpla să te adult. Duci, se poate întâmpla să te duci cu el la spital și să ți-l dea doctorul mort, adică eroare sau neeroare sau. Nu avem un contract cu Dumnezeu nici pentru noi, dar mi-te pentru cei care țin de noi. Faptul că un bărbat cu o femeie se întâlnesc și fac copii la un moment dat, nu-ți garantează nimeni că totul va fi bine, frumos, succes, înconjurat de ei până la adânci bătrânețe și strănepoți și o poză din aia ca în India. Cu sute de mii de... Bine, ai fac în timpul vieții, până la 20 de ani au 500 de nepoți sau ceva de genul ăsta, cât un... Încep de vreme. Cât un african, da. Încep de vreme. Nu cred nici că părinții plătesc păcate copiilor, nici că copiii plătesc păcate. Asta e o prostie de peștere, să crezi că un copil... Pentru că atunci te iau de mână și te duc la spitalul de oncologie să-ți arăt copii de 6 săptămâni. Aia ce păcate plătesc? Ale cui? Da? Nici eu nu cred într-o legitate. Am stat de vorbă cu băiatul meu și am spus, tată, ce facem? Am hotărât ca doi bărbați să continuăm și asta este tot. Eu nu sunt nici ceasornicar, nici șofer de tir. Continui cu ce mi-a dat Dumnezeu să știu să fac. Deci puștul tău e la fel de puternic, da, ca și da, tine. S-a căsătorit, bravo. Are un băiat, bravo. Adică... Aici bunic, bravo, da, da. Bravo. Deci a zis, tată, ce facem? Era moleacă, măcar să mă retrag, să-i hăstrie, să mă călugărez, eu știu ce. Da, da, da. Da? Da. Și el mi-a zis, bă, tată, continuăm. Da. Și atunci, cum să spun, mergi pe front în povestea stăpânului meu care cu trebuie, zice, ne-am dus din sat 20. Da, da. În prima zi la Mărășești, 18
7 pe dreapta au căzut și așa. Și eu am rămas în viață și s-a întrebat săracul 100 de ani. De ce? Da. De ce eu? Da, da, da. Și să mă mai supăr că am venit fără un picior? Da, da, da. Când 18 săteni de-ai mei de 18-19 ani în prima zi de front. Extraordinar, da. Atunci, da. Cum relativizăm judecata asupra vieții? Că nu trăim 100 de ani plin de bani, în plină erecție, virili și cu... Poftă de mâncare. Poftă de mâncare și de viață. Nu știu dacă o fi săracul Kirk Douglas, 100 de ani. Mai știe cineva ce-o fi trăit de pe la 70? Pentru că, în general, omul la 20 de ani se teme de moarte pentru că nu mai poate să facă sex să mănânce, să bea șprițuri. De pe la 80-90 de ani mă uitam la acest străbunic, cei mei care ziceau, o zâmbet pe față, nu mai vine, Doamne, să mă iei odată. Da. Adică mi-am cam încheiat bunica, treaba. Bunica spunea, țărancă, simplu, spunea, mi s-a urât, gata. M-aș duce în deal. Pentru că, nu mai ai ce, nu mai poți, stai puțin, poate cu mintea, dacă e limpede, te gândești să mai fac ceva, să mai spăl un nepoțel la cur, să mai pun o zambilă, să mai mult facă. Dar dacă nu mai poți, nici asta. Nu mai poți, știi? Decât să devii o povară, atunci acolo. Asta a fost hotărârea. Sper să se uite multă lume la ceea ce ai spus tu acum, pentru că ai spus un lucru foarte înțeles. Continuăm. Și am continuat. Iar eu am continuat cu ceea ce știu să fac. Da. Adică, pentru că asta a fost o altă răspântie. Am avut câteva, la 14 ani am dorit să devin... Ajungem. Ce sunt? Ajungem. Să termin imediat. În context. Da. Da? Și atunci am zis, bă, fizică, chimie, matematică, literatură, eu nu știu nimic. Nu mi-a plăcut la școală, că simțeam că pierd vremea. Da? Și de asta o să te întreb. Așa. Și atunci am zis, cel mai puțin ca să intri la o facultate e la teatru. 3 poezii și un monolog și am terminat discuția. 18 pe loc. Și am zis, eram din Timișoara, luam un pachet de vegeta cu 2 lei, îl vindeam cu 4 și eram foarte, foarte fericit, da? Și atunci am zis, bă, mă duc la București, dau o dată. Dacă intru, înseamnă că așa vrea Dumnezeu. Dacă nu intru, mă întorc acasă și... Deci asta vreau să te bișnițărim blugii și vegeta. Tu așa te-ai făcut actor, nu? Da, da. Adică nu te-ai din făcut comoditate. Actor, erai la grădiniță, te urcai pe scenă, trăgeai cearceaful, recitai. Știi că e o întrebare care se pune așa în general de către cucoanele care lucrează la ziare glosii. Dacă ar fi să o las de la capăt, ce ați face? Bucătar. Da. Bucătar m-aș face. E mișto. Eu ceasornicar. Dumnezeule, deci nu există ceva mai de plin erotic pentru mine să faci ceva, mai ales unei femei, pentru că nu mai funcționezi în toate cele, știi? Și atunci am translatat erotismul. Pisi, da. Ia. Ia gustă. Și vezi sfârcurile. Dumnezeule, nu știam că din astea. Și merge și așa. Deci ori cu asta, ori cu șnițelul. Adică bucuria pe care o simțim chiar părăsindu-ne alte dotări ale naturii. Bă, asta știi, când simți ceva ca lumea, făcut cu drag și cu ingrediente, cum trebuie. Gătești, îți place să gătești. Toată ziua gătesc. Te dor picioarele, domnule, și mie îmi place să gătesc, mă dor picioarele. Nu mă dor picioarele, că gătesc cu mâinile, nu-mi bag picioarele. Dar trebuie să stai mult în picioare. E adevărat, să știi că am descoperit un scaun de ăsta înalt și fug așa de la chiuvetă la ragaze, ca și cum aș lucra, ca și cum aș fi un răzăj modern al lui Ștefan cel Mare. Rămași singur în cetatea Sucevei, fugim de la un crenel la altul. Asta a fost un context. Am zis dacă vrei să mă fac actor, mă duc și intru. Și fac chestia asta. Și atunci am văzut în hol la Bulandra de Peschid, că acolo era IATC-ul, am zis, ia uite bă, ce s-a stea? Două măști, una râde, una plânge. Zice, sunt măștile teatrului din pe vremea grecilor. Și atunci am zis, dacă intru la teatru, eu o să o iau pe asta care râde. Să fac alții pe oameni să plângă. Eu vreau să-i fac pe oameni să râdă. Știam că ziceam bancuri, făceam pentele să caște gura. Da, asta o știam de pe la grădiniță. N-ai jucat niciun rol tragic? Eu cred că ai fi putut să... Ba da, a fost unul de la rusesc. A fost de o vreme. Am jucat în cei din urma lui Gorki, de exemplu. Te văd în Oblomov, te văd acești în multe. Acești îngeri triști. Dar în perioada în care nu puteam refuza anumite lucruri, constrâns de situații, ca și cum a trebuit să zic vreo două poezii cu Ceaușescu și chiar să-l și joc pe Ceaușescu. L-am jucat în Lumii și Umbre, da. Și după aia l-am făcut și la teatru. L-ai jucat mișto. Cu Tocilescu, O zi din viața. Băi, dar ce-i prostia asta cu recitatul? Vezi tu, cei născuți... Ce-i prostia asta?
Cei născuți după 1990, e foarte greu să... Și nu pierd vremea să le explic. E greu să înțeleagă, da. Ok, explicația una singură. N-am fost nici tam, nici n-am beneficiat de o mașină de spălat, nici n-am tu avut vreo amărâs. Da. Da. Pur și simplu a zis... Făceam lumini și umbre, eram Dita mai actorul, da. Și au întrebat unii, bă, dar ăla tânărul de ce nu zice și el o poezie? Și am zis, dar nu zic, atunci te car din București, te dăm afară de niște copii mici de mână cu tare. Mă gândeam, zic, bă, mă duc, spun două poezii, beau o vodcă și mă spăl pe niște amuleți. Și mai am și de 50 de lei, că am spus. N-am fost ștamp, știi? N-am fost turnător, n-am avut poliție politică. Dar știi că aceeași imbecilitate există și în ziua de azi? Pentru actorii înainte de 89, asta cu recitatul. Pentru actorii de după 89, că de ce joacă în reclame? Dom'le, asta e o tâmpenie ieșită din comun. Sir Laurence Olivier, l-am văzut o dată la Londra, juca la circ într-un program, de la Nas Roșu, făcuse un monstru în Anglia și cu tare. Și făcea dimineața un program la un circ din Londra și spunea, dar acum, actualmente nu mi s-a propus niciun Shakespeare, nimic, mă duc, îmi fac meseria, nu scrie în meseria mea că trebuie să joc numai Richard al III-lea sau... Dar uite pe George Clooney, joacă într-o reclamă la un și cafea. Și o joacă impecabil. Și când vezi câte milioane iau și aia, știi? Exact. Deci, efectiv, a fost, cred că am zis vreo două sau trei poezii. Așa. Și am scăpat. Da. Și am terminat discuția. Altfel, era ceva foarte complicat. Pur și simplu, intrai într-o altă discuție la comitetul... Da. Știu, eu am trăit vremurile alea. Nu ca actor, dar le-am trăit. Am avut și un director destul de așa pe linie la teatru și a zis, bă, dacă nu te pe duci... Pe cine? N-are importanță. A, nu mai e pentru noi. Bine. Nu, este. Dar nu, asta e. Nu, eu nu acuz pe nimeni că... Știi cum e treaba asta? Nu te întrebam ca să-l punem la colț. Sunt astăzi exemple de mari figuri care... cum a fost Coposu, care nu s-a îndoit, dar alte nume celebre s-au îndoit și așa mai departe. Nu pot să le anulez. E și discuția asta interminabilă cu domnul Șora. Lăsați oamenii să-și facă... Fiecare om face ce îi dictează conștiința, da? Și cu asta basta. Dar unii trebuie să se abțină de la lecții, Florin. Confundăm statutul de actor... ăștia care m-au mușcat de cur pe aici pe acolo, probabil ar interzice sau ar condamna pe toți actorii care joacă pe Hitler, pe Stalin, pe Richard al III-lea. E un criminal sadean, masă. Mergem și ne uităm la... Păi da, e un nenorocit, l-a existat Richard al III-lea, da? Probabil că neavând... Sigur că trebuie să ai detractori și oameni care te atacă și neputând să spună despre mine că aia, avem probleme cu poeziile, am făcut afaceri cu statul și necazurile lui Florin. Mă, știi ce este bine, Mirele? Că din când în când trebuie să fiu atacat. Și atunci, neavând nimic nou, tu ești ziarist. E o limită, măi, Florin. Nu, dar ești ziarist și să vină acum unul de la tine și spune, bă, dați-mi ceva cu Călinescu. Șeful, da, necazurile lui Florinescu. Du-te, ieși afară. Bă, închid ziarul. Șprițuri, amante. Adică are alte necazuri? Da. Cu părinții, cu copilul, cu nevasta. Dar știți ce îmi spune șeful? Vinde încă, orice spune. Știi cum e cu Florin Călinescu? Vezi așa în evenimentul zilei. Titlu mare. În blocul în care a intrat Florin Călinescu aseară la ore 22, să stea de vorbă cu avocatul lui, la etajul 6, unul a înjunghiat o bătrână. Așa încep articolele, știi? Așa încep articolele cui? Deci, necazurile Florin Călinescu a făcut afaceri cu statul. Bă, mai are, și, meseria asta încă mai are morală, nu? Eu te admir pentru chestia asta, dar din păcate astea sunt știrile pe care o să le vezi cu Florin Călinescu. Scuza este asta, vrea publicul. Domne, în lipsa a altceva, publicul vrea tot timpul ceva nou. Da. Dar nu, eu nu cred în chestia asta că publicul vrea lucruri, nu știu, degradante. Nu cred. Dar dacă asta îi se dă, Da. Da, există. Îți spun ceva. De exemplu, din televiziune. Suntem, luăm INS-ul, 18 milioane de oameni cu drept de vot, adică maturi, de la 18 ani în sus, da? Televiziunea clasică
are în jur de 8 milioane de telespectatori. Adică pe ce se abonează omul la cablu? Da. 8 milioane. 8-9 milioane nu se uită la televizor. Da, domne. Nu da. Se uită. Da. Deci nici la antenă, nici la ProTV, la nimic, la nimic. Nici la HBO, nici la Eurosport, nu se uită. Nu se duce pe munte, doarme, citește ce ori face, nu știu. Poate că se uită pe telefon, poate că se uită pe altceva. Nu, poate că se uită pe ceva. Da? O să spun imediat. Tu zici strig de televizor acum. Strig de televizor. Din aceste 8 milioane care se duc acasă și deschid televizorul, ca o măsurătoare pe ăsta, din aceste 8 milioane, vreo 3-4 milioane se uită pe ProTV, Antenă, Canal D, restul se uită pe Discovery, pe National Geographic, canale de filme și așa. Da? S-au schimbat obiceiurile. Se uită. Eu mă uit la Netflix în metrou și în piață și pe mașină, dacă stau într-o parcare. Jumătate din filmele de pe Netflix eu le văd oriunde, în altă parte, dar nu acasă. Da. Ce ocup timpul cu ele. Florin, ai fost coleg, ai povestit cândva, nu mai știu unde, cum, dar nici nu contează, că ai fost coleg cu înalt preasfinția sa Teodosie. Da, cum era, domne, om? Nu numai cu el. Am fost și cu Casian Algala, din ăștia cunoscuți. Stai, în liceu sau în armată? Nu, în armată. În armată? Da, în armată, la Pleiența. Teatru în 75 și teologia, pentru că... Făceați armata împreună? Cu un an înainte, niște colegi actori și popii au făcut niște năzbâtii la niște unitate, au zis anul următor îi pedepsim și îi trimitem la unitate disciplinară. Pentru ofițeri era la Pleiniță. Și ne-am pomenit și ceva politehnică, Universitate din Craiova, tot teatru din București și cei care intrase la teologie. Cei mai răsăriți, ierarhic, sunt Teodosie, Casian al Galațului. Nu știam. Și ăsta al Căldărușanului. Da. Dar mai sunt mulți, pe la Huș, pe la tot felul de... Cum era, domnule Teodosie? Ca puști. Ca puști, student. Evlavios, așa. Era? De mic? Da. Bă, știu că îl făceam să plângă cu niște chestii mai laici, așa. Lui plăcea o anumită cântăreață muzică populară. Și noi, când apărea domnul la televizor, îi spuneam că făceam tot felul de porcării cu ea și începea să plângă. Vă rog, potoliți-vă, potoliți. Ai, domne, nu înțelegea că îi joacă. În rest, câți erau ei acolo, 102, pot să spun că vreo 3-4 erau hăruiți, restul... Nu, să nu uităm că eu, dacă am spus poezii pe vremea aia, Corneanu al Banatului a apărut imediat după Revoluție și a spus că 85 dintre au fost turnători la securitate. Deci erau turnători după vremea aia. Nu dau nume, să nu ne alăturăm de domnul Teodosie. Dacă îl cheamă Machidon sau Florin, să nu mai știu că cu nume. Da. Dar așa era probabil treaba. Securitatea găsea o comoditate. Bă, băieți, vine omul, pune capul în poală și se destăine. Imediat... Să știi că e o chestie personală, da? Nu știu, ce o spun, dacă te rău. Cunoști, e o chestie personală. M-am bucurat foarte mult că n-au putut să-și bată joc de el. Și că... De Teodosie. Da. Foarte mult m-am bucurat. L-am cunoscut pe omul ăsta și l-am cunoscut într-un context în care el n-avea nicio treabă cu mine, eu n-avea nicio treabă cu el. Și am fost un martor, nici nu-și mai aduce aminte, în care el, n-am dreptul să povestesc cu detalii, a ajutat niște oameni pe care îi vedea prima oară în viața lui la modul superlativ. Ei asta trebuie să facă. Da, asta e treaba lor, sigur. Ei trebuie să. Din păcate, sunt nemulțumit pentru că nu fac până la capăt ceea ce trebuie să facă. Da. Să se ducă în spitale, să aline oamenii bolnavi, să se ducă în casele oamenilor. Da? Să-i aline, că sunt... ei stau și așteaptă să venim să toți la biserică. Nu. Preotul 365 de zile trebuie să circule până case, până curți, să aline, să vorbească, să spună. Dar nu-i judec. Sunt netrebnic. Eu-i judec că am făcut armata cu ei. Și ai făcut armata cu ei. Permis, da. E permis. Ai interpretat un rol care mie, deși secundar, mie mi s-a părut un rol absolut senzațional. Rolul securistului din Balanța. Da. Pentru că nu ți-a mai spus nimeni chestia asta. Florin, ăla era securistul român. Își făcea treaba, trăgea cu ochiul, trăgea cu urechea, dar era un pic jenat și era și el, spune doctorul, îi vedeți pe aia doi, ei au venit, la venire, erau cu portbagajul, la venire au venit pe post de securiști, la plecare pleacă pe post de, erau încărcați cu mâncare. Și tu erai, te-ai oprit din mestecat, mi-am aminte figurată, te-ai oprit din mestecat
și te uitai și îngrijorat la doctor, aoleu, ce zice ăsta, doamne, de securitate? Dar nu știa nimic rău. Da. Doamne, avea un rol excepțional. Acolo, dar ce vreau să te vreau dacă, să te întreb ceva? Dacă Lucian Pintilie, Dumnezeu să s-a gândit la chestia aia, îți dai seama, apropo, iarăși de poezie. Ești actor, ți se propune să joci ceva, poți să refuzi. Dar l-am întrebat pe Lucian și a zis, bă, am mai făcut după aceea o vară de neuitat, eram doctor la o casă de curve, de exemplu. Maestru Pintilie a venit la teatru mic să vadă o zi din viața lui Ceaușescu și a zis, bă, nu știu de ce, dar mă obsedează persoana ta. Bineînțeles că n-am să-ți dau un rol principal, că uite, trăiește Victor Rebenciuc, ăștia, Mariana Micuț, alții, dar de câte ori scriu un scenariu, da, mă gândesc că trebuie să apar, trebuie să faci ceva, da? Pe ideea că în Shakespeare nu toate rolurile sunt principale și fiecare personaj are felia lui de tot. Mie, din filmul ăla mi-a rămas altceva, când mergeam așa pe crestele munților și eram cu puiul Lazar, că eram doi securi. Da. Și ne uitam așa la căpițe de fâșia, băi, iubița, ce țară frumoasă avem. Te aștept să apară cât un dac după fiecare căpiță de fâșie. Mișto, da. Ai fost foarte convingător. Ai fost securist? Securist? Da, dacă ai fost securist. În filme? Nu, domne, în viața reală, că în rolul ăla ai fost foarte convingător. Păi erai securistul de bun simț. Te-au ai fost securist, te-au tatonat, te-au încercat, te-au făcut. A, deci profesionist. Da, domnule. Nu, n-am fost, pentru că... Se putea rezista? Evident. Așa. Evident. Da. Păi, până și evenimentul zilei are o cerere la CNSAS, CNSAS sau CNAS sau cum se spune? Da, Casa Națională de Sigură Sănătate și Consiliul Național de Studii Arhivelor Securității. Asta cu arhivele, da. Deci, cred că... Într-o vreme în care era tot Cristoiu sau... În fine, sau în istorie... Nu avea cum să ceară Cristoiu despre tine și ce, nu? Nu știu, cineva... În alte vremuri. Deci eu am cerut eu și, pe urmă, de-a lungul anilor, când făceam chestiunea zilei... Tu pentru tine. Am cerut și eu pentru mine. Da. Dar sunt nenumărate cereri, repet, când făceam chestiunea zilei, unii aveau ideea că trebuie să mă pună cu botul pe labe, să dovedească nu știu ce și nu știu cum. Și atunci am acasă o de-asta pe perete în ramă, în care spune... Am încercat. Nu, n-a făcut nici poliție. Ce trebuie să afli despre tine? Că n-ai făcut poliție politică sau că n-ai fost turnător? N-am făcut poliție politică și n-am fost turnător sau angajat pentru că... Nu că o țară nu are nevoie, pentru că noi vorbim cu admirație despre FBI, despre CIA, de MI6, orice țară trebuie să aibă servicii care să o apere. Dar nu în toate țările, serviciile își bagi joc de populație. La noi conotația a fost cu totul alta, pentru că sigur au apărat un demen. Nu numai atât, Florin, dar și-au bătut joc de populație. Ei erau vașnici cu noi. Să spun ceva, cunosc destui și din perioada în care... își luau certificat medical sau se duceau pe la alte... E adevărat. Nu toți erau executivi și opresori. Erau și pe diplomație, erau și pe cutare. Eu am un coleg care e de o vârstă cu mine, care este un mare spion. Nu văd dacă a făcut... Deci de la terminarea școlii care era atunci, de acord, în 70 ceva, 80, el stă pe afară și spionează. Dar nu ce dracu face. Nu ăștia își băteau joc de noi. Ăștia, în fine, da. Nu, ăștia, sigur există. Au venit la mine de 2 sau de 3 ori. Așa. Și au spus, doamne, cutare. Și am zis, uitați care e problema. Dacă trebuie să mă apăr, păi să știți, dacă țara îi primește, să știți că o să aflați într-o secundă. Da. O să mă vedeți cu dușmanii sub braț, aruncându-mă după casa scânteii. Să stăm, să luăm angajamente, să scriem eu, subsemnatul Vlân Călinescu, fiul lui și eu cutare, doresc să mă înrolez. O făceam profesionist. Mă duceam la Băneasa și făceam școala de securitate. Dacă aveai chef, sigur că da. Au, prima dată au venit exact când erau și cazul Teodos. În armată a avut cineva ideea de la București că ne-au studiat probabil primele luni și au zis, bă, Călinescu ceva franceză, engleză, italiană, nu știu ce, și efectiv ne-au prins pe vreo doi așa mai răsăriți la înghesuială, ne-au chemat la Craiova, a venit cineva de la București și a zis, armata e grea, mâncați fasole, păpăjură, cu tare. Au zis, nu vreți să veniți la București la o divizie specială a armatei? Să...
terminați actoria, după aceea atașat cultural într-o țară străină, elegant, frumos, diurnă, fete pe acolo, vă plimbați. Adică o direcție armatei de spione, armatei de cutare, da? Deci mă duceam pe plan extern, mă apăram țara și cutare. Nenorocirea e că mă duceam, jur, meseria de spion mi se pare cea mai tare. Trag bine și cu pistolul, cu luneta, îmi plăcea la lunetist. În armată am specializarea lunetist. Adică ți se dă un cartuș și câte zile vrei, dar trebuie să o pui între sprâncene, nu poți să tragi în burlan. În fine. Bă, și mă gândeam, zic, dracu, nu erau repartiții, mă duc la Bârlad, la Petroșan, la Turda, la un teatru de ăsta. Da, la Masucu. Când ajung eu în București și zic, gata, gata, mă fac spion. Și ăla zice, deci vă mai gândiți 2-3 zile și dacă mergeți la unitate și sunați la București, venim, vă luăm cu o mașină și vă creștem pentru treaba asta. Și era bucuros așa. Și zice, și zic, mai ziceți-mi 2-3 vorbe. Păi vă dați seama, terminați școala repede, poate o faceți și la excepțional și plecați repede, la 22-23 puteți să fiți afară. Dimineața beți cafeaua la Paris, luați prânzul la Londra, seara la Roma, zic, stați puțin, cu ce? Cu avionul. Zic, mi-e frică, mi-e frică. S-a uitat la mine. Păi, dom'le, cum să vă fie? Spion face, nu pot să merg cu mașina sau cu trenul. Și ajung mai greu. Pe vremea lui Napoleon se mergea cu calul. Tată, zic, nu pot fi un spion doar la Berlin și să iau un tren să ajung în 3 zile la Paris. Dar... Aici zice, e necesar câteodată să fiți în 4 orașe. Vă mulțumesc și nu m-am mai făcut spion. Ai spus de multe ori... Sau poate, nu știți voi. Sau nu știm noi, dar ai spus de foarte multe ori. Dar repet, să stai la coadă și să auzi muncitori care înjură pe Ceaușescu, asta mi se părea o prostie. Da, bine, simt, dar sunt român, nu plec din țara asta, de câte ori plec, mă întorc în câteva zile, că nu pot să fiu dacă nu umblu de sculț pe pământurile mele, proprietate, da, nu pot pe să noi, trăiesc. Pe noi ne arde chestia asta. Generația noastră, Florin. Nu înțeleg, muzee, că bunicii au luptat în primul război mondial. Străbunicii. Bunicul a murit la Odessa cu niște sovietici sub braț. Tata militar, alt a doua recăsătorie. Deci eu am crescut cu această... Și place disciplina. Da? Bun. Ai vrut să te faci marinar. Da? Da. Deci înțeleg această chestie ca o necesitate pentru, pentru țara mea. Și nu știu, e un fior, țin și să apăr de dușmanii ei. Domne, e un fior, eu îl țin înțeleg și sper adică să... Adică dacă în țară sunt dușmanii ei, vedem, luăm măsuri. M-aș bucura tare mult fiorul ăsta să-l transmitem și generațiilor care vin. Domne, mă duc în satul de unde ne tragem noi. Domne, îmi bate inima mai repede când mă uit la monumentul din centru, unde sunt numele... Absolut, dar în toate satele găsești decedați în primul și în al doilea război mondial. Astăzi? Da. Nici pe ăștia dau bani grei să se ducă până în Irak, că știi, aud câteodată, spune, într-adevăr, sigur, mai mare un militar, dar să înțelegem, nu-i obligă nimeni să se ducă. Nu-i obligă să se ducă, cașcaval. Ei sunt salariați. Unii mai dau și șpagă să se ducă. Evident. Doamne iartă-mă! Nici atunci, să știi, mai ales în primul război mondial, deci dacă luăm pe vremea lui Ștefan cel Mare, știm că erau luați cu arcană, nu se duceau așa dintr-o mare elan. Dar străbunicul meu mi-a zis, când a zis regele omul și pogonul, asta a fost patriotismul meu. Mă duc, mor, că s-au dus 20 din sat, 18 a murit în prima oră. Când s-a întors acasă, zice, eram sărăcie lipită și a fost... Soldatul nu e așa o chestie, cum vedem noi în filmele de la Hollywood. Are o soldă, are ceva, luptă pentru țară, dar e și recompensat. Florin, am auzit de multe ori în emisiunile tale, în chestiunea zilei, ajungem și la ea, te-am să te întreb și despre asta, te-am auzit de multe ori spunând că școala face mai mult rău decât bine. Școala asta, da. Și lăsând la o parte a dozele de... Și nu școala... Profesoarele cu căciulițele împletite din lână, cu Andreea, nu știu. Și de o parte mă regăseam în ce spui, mă amuzam, dar pe de altă parte, nu știu, parcă îmi părea rău, zic, bă, ce naiba le spune copiilor ăstora? Ai vreo amintire frumoasă legată de viața ta de școlar? Eu nu prea am.
Dar nu contează ce am eu și doar eu, tu. Toate amintirile frumoase din perioada mea de școlar sunt prietenia, fetele, băieții, fotbalul, caramaderia, lucrurile care au rămas... Legat de școală, strict. Școala este falimentară. De ce? Pentru că revoluția... Stai, mă, că se spune că... Iartă-mă, te întreb. Se spune că în vremea noastră școala era bună. Nu, nu, nu. Vorbim de școala din vremea noastră. Nu, 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 nu. Nu, haideți să ne lămurim cu ce înseamnă școala. Școala este inventată de Revoluția burgheză din Anglia pe la 1700 și ceva, când au fost trași primii oameni de la țară care munceau pentru ei, erau educați de preot, de mamă, de cutare. Instituția celor 7 ani de acasă, asta s-a dispărut. De ce? Pentru că de 7 ani de acasă se ocupa mama. Da. Da. Mama se ocupa și de tine până la școală. Da? Alea, de acolo... Tu te duceai la școală deja educat bine, rău, să nu faci mama aia, să așa nu faci aia. Salutai. Te duceai pregătit de în care începi să înveți niște noțiuni, tot în afară să zicem, dar astăzi cred că copiii știu să scrie, să citească deja înainte de clasa 1. Și au fost inventate aceste școli pe la 1700 în Anglia, Southampton, Liverpool, Birmingham, orașele industriale, de către niște cetățeni care au inventat tot felul de lucruri în numele progresului, așa zis, vapoare, macarale, cuie, fărașe, lucruri de care țăranul n-a avut nevoie milioane de ani în spatele casei. Da, da. Da. Și atunci a zis, dom'le, ca să-i aducem la oraș, îi momim că nu mai trebuie să mulgă vaca, să umble prin balegă, să facă, să dreagă, îi aducem la oraș, le dăm o casele astea în Anglia le și vezi, sunt așa niște cutii de chibrite una după alta, da? În orașele industriale. Și atunci el ce face? Vine la oraș, primește niște bani, numai că el devine sclav înlănțuit. El este alergat până la... Bă, ce faci, mă, Mirele? Bă, mă duc dimineața la 8 și stau la ziar până la 12. Pentru ce? Păi, cum pentru ce? Că îmi place și că iau și niște bani. Bă, dar de ce n-ai vrut tu să fii Vasco? De ce să nu stai așa ca Leonardo DiCaprio în Titanic la... care e Prora, se cheamă aia din față? Da. Da. Stai la Prora să simți libertatea aia absolută. Absolută, să simți apa și vântul și energia și că să te întorci în spate să vezi 200 de oameni care se uită, capitane, pe unde dracu' luăm? Că numai tu știi, cu busola, cu steaua polară, cu sextantul, cu alea. Știi? Ceva mai frumos. Adică lumea asta n-a fost descoperită de oameni cu avionul și cu faxul. A fost descoperită de oameni care au mers pe jos. Cu piciorul. Gândește-te Imperiul Roman și Alexandru cel Mare. Sigur, și Gingi. Cu răbile, cu ramele, urmă, pe cai, vikingilor, deci, cai. Pe jos, da. Imperiul Sigur Roman, pe da. Cai, da, da. Pe corăbii. Sigur că da. Adică dacă avea Lufthansa la 3 columni, descoperea lumea în 3 ore. În weekend, într-un city weekend. Break. Ce, da. Și noi asta găsim frumos. Nu că faptul că iei cafeaua la 3 la Beneși cu tăi. Și atunci tot ce face școala de 300 de ani sunt lucruri artificiale. Iau un copil, îl duc într-o pușcărie unde niște dascăli nu îi vorbesc despre ceea ce știu ei. Da, nu despre neapărat ce vrea ăla să afle. Da, de ce îi trebuie unui copil 12 ani, atâta geografie, istorie și cutare, când oricum eu citesc istorie din clasa 1, înainte să-mi predea cineva. Chimia nu mă interesează, fizica nu mă interesează, matematica nu mă interesează, astronomia nu mă interesează, geografia patriei o văd cu piciorul și cu rucsa cu în spate și așa mai departe. Da? Acum am și căcatul ăsta de Google, distanța între Timișoara și Dublin. Da. Tovarășa profesoară, păi dacă ne-a lăsat cu telefonul în clasă, am luat tot 10, am fi premianți. Eu cred că dictatura dascălilor, de exemplu, de ce trebuie să fac 4 ani facultate de actorie și încă 2 de masterat, ca să aflu ca să pot să aflu eu că trebuie să joc pe Julieta și să am vreo 14-15 ani? Da. Pentru ce trebuie? George Constantin Dinică, nici nu știu, adică talentul nu mai contează. La facultate strict de talent, da? Marin Cazacu, cel mai mare violoncelist al lumii, la 8 ani era, nu știa să scrie, să citească. L-au găsit unii pe câmp, cânta muzică populară și el și-a zis, îmi place, și-a învățat să scrie după ce a învățat să cânte la... Pavarotti era analfabet. Da, și știu. Și muzical nu știa neapărat notele, da? Eu cred că învățământul trebuie să fie vocațional.
Adică cred că copilul în clasa 1, la perioada de 6-7 ani, un grup de dascăle așa, au inventat și clasa pregătitoare. Adică din micuța copilărie pe care o avea, îl mai ducem să-l învățăm ce? Înveți, ca să-l pregătești pentru clasa 1, da? Păi nu te duci, tată, să faci sex cu una, te duci la baie, te speli, îți stai unghiile puțin, te pregătești. De sub braț, te deznăclăiești cu tare. Te pregătești o leacă, da? Cu ce să-l pregătești pe ăsta la 5 ani, 6 ani? Să tragă bastona și ce-l pregătești, da. Nu înțeleg nicio. Toată treaba trebuie să fie vocațională. Deci eu pe la 6-7 ani aș duce copiii într-un loc în care să-i lași să facă un an de zile ce doresc ei. Să se tărie pe să joace. Să stai cu ochii pe ei. Da, și aia să stea să zică, curea rupe 100 de creioane colorate pe minut. Marș. Curea dă minge de nu mai poate. Da. Marș. Copii de 6-7 ani care socotesc mai repede decât calculatorul. Du-l la matematică, frate. Du-l la fizică. Da. Nenea, ce e asta? Păi uite, dacă deci sfrec bastonul ăsta de păr, atrage niște hârtiuțe. Omul e curios. Du-l să învețe știință. Să învețe fizică, știință, exact. Da? Deci tu în sensul ăsta spune. Da, prea multe materii inutile și este dictatura dascălui. Atenție! Da. Bă, dacă nu-l interesează pe copil, ce faci? Îl trăgeai, îl dai pe Sfântul Nicolae jos din cui? Află ce zace în el, frate. Poate vrea să fie frizer. Deci crede-mă că eu am un frizer care nu mai e frizer, e hair stylist, îi zice acum. Da. Să nebunesc. Da. Ce ești, mă? Hair stylist. Nu mă tun, stăm de vorbă, ce facem? Nu, te turne, frică, să zic. Da, vorbim. Trebuie să-l sun cu o lună înainte, frate, milionar. Zici că e Robert Murdoch. Tati, când? Să văd. Zici, sună-mă mâine. Nu mâine, mă. Deci îl sun. În primul rând, el nu e acolo. Da. Sunt în excur, mă plin, văd lumea cu tare, nu știu ce, dar pentru tine vin, uite, peste 3 săptămâni termin Cuba, Caraibe și vin acasă și te tun. Și vin ăla și toate gagile. Și el zice, am venit pentru Maestru Călinescu, plec acum în Himalaya. Știi cum e cu învățământul ăsta? Cum scrie pe pachetele de sare din Himalaya, știi? Această sare s-a format în milioane de ani, are garanție 2 săptămâni. Dus acasă. Himalaya dus acasă are 2 săptămâni. Ai spus, Florin... Deci copilul va da tot ce poate în momentul în care este lăsat și încurajat să facă ceea ce îi place. Mă, copilul știe la 6-7 ani ce îi place. Așa e. Și vezi ce greșeală. Adică nu știe, instinctul lui spune... Tata, ce sunt astea care zbor? Păsări. Aș vrea și eu să zbor ca păsări. Gata, tată, du-i, ia-i avioane, să le lipească, să le facă din hârtie. Da, domnule. Du-l în domeniul ăsta. Am înțeles. Duminică, Florin, sunt alegeri pentru fotoliu de la Cotroceni. Candidează Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Claus Iohannis. Pe cine votezi? Duminică? Duminică. Ce zi azi? Juri. Când plec de aici, mă duc și mă înscriu. În campanie. Domnule, tu înțelegi să nu-ți o întrebări. Deci, care din ăștia m-ai întrebat, ți-am răspuns. Care din ăștia Niciunul? Am spus că aș introduce vot obligatoriu. Dar e un exercițiu mult prea lax așa pentru gustul meu. Ți-am răspuns în felul meu. Ți-a plăcut vreunul? Într-o oră mă duc și mă înscriu. Tu ne ți-a plăcut în afară de tine? Nu. Ți-a plăcut vreunul din cei 4? Nu. Cât de cât? Nu, în comparație cu ceilalți. Nu, nici de mine nu știu dacă îmi place, dar cu siguranță aș încerca să fac ceva pentru țara asta. Cu siguranță. Ai driblat-o. Și ți-ți pare rău când te uiți la Messi sau la Cristiano Ronaldo? Nu pentru ei te uiți la fotbal cum driblează? Tu ai explodat, în ciuda activității tale notabile de actor, dar tu ai explodat la chestiunea zilei pe care ai făcut-o timp de 6-7 ani. 1996-2005. Ceva de genul. Uite, m-am sclerozat. Mulți ani. A fost o emisiune care a rupt. La revedere. Da. De ce ai oprit-o? Ce s-a întâmplat? În primul rând, stai un pic. Câți oameni munceați la emisiunea asta, Florin? Păi erau undeva între 10 de oameni? 50 și 75. 50 și 75. Formatul era impus de Jay Leno, nu? De acolo ai plecat sau?
Formatul e simplu, că multe lume la început zicea, a, copie pe nu știu care. Păi copiați-l și voi. Copiați-l și voi. Copiați-l și voi. Da, adică și faptul că stau la o masă și invitatul intră pe dreapta, gargara, vrăjeala, mi-a dat o Leno pe hârtie. Și eu aș vrea să-l copiez pe Balzac, dar nu-mi iese. Înțelegi? A fost o perioadă extraordinară pentru care trebuie să-i mulțumesc lui Adrian Sârbu și cu asta... Vă cunoșteați dinainte? Ați fost colegi? Deci, studenți? Armată, din anul întâi de facultate, de colegi. A fost asistent la Lumini și Umbre și așa mai departe. El a făcut, tu ai făcut actorie, el a făcut operatorie sau regie? Regie. De regie, nu? Regie, de da. Vlad Păunescu, un alt bun, celebr. Profesionist bun? E regizor bun? El, nu știu, n-am văzut nimic regizat. Deci, știi cum e? Treaba e, nu puteai să intri în buftea la început. Și atunci se duceau la Sahia. Da. Și făceai filme documentare. Documentare, a făcut filme documentare. Probabil dacă ajungea și prin buftea să facă și un film artist. Dar trebuie să recunosc că, uite, Vlad Păunescu, care a făcut operatorie, are studiourile de film... astea, alte apărute după Revoluție. Vlad Păunescu este un operator excepțional. Dar și el și Adrian sunt dublați sau ăsta de niște oameni de afaceri, de niște vizionari. Adrian Sârbu este un, este un om care a avut această viziune de a crea prin imagine, nu prin text scris, cred că a făcut după aia și publicații scrise. Puterea imaginii, care este peste orice, peste orice putere scrisă sau audio. Și omul când vede ceva... Și atunci am zis, bă, singurul pe care îl știu, care poate să vină cu mâinile în buzunar și să facă ceva, e Florin Gănescu. Și am început fără nicio zi, cu o masă și cu un scaun. Florin, ai fost, probabil că știi sau ți s-a spus sau ți-ai dat și am fost cel mai puternic om de televiziune. Da. Dacă în anul 2000 au venit să mă propună președinte, cred că erau și alte lucruri acolo. Să-ți răspund însă la întrebare. Da, zi. Atâta timp cât fiecare emisiune îmi crea o energie să vin și a doua zi să fac emisiunea și sketch-ul, că aveam și un sketch mic de chestiunea zilei, am făcut-o. În momentul în care... impostura și minciuna văzută de la un metru au început să-mi stirbească dorința de a face satiră. Stai că nu înțeleg. Invitații. Adică ce sau? A. Senatori, deputați, miniștri. Ce, veneau și mințeau? Sau ce? Da, nu te uiți la ei sau ce? Nu, în emisiunea ta, zic. Atitudinea lor. Atitudinea lor, că noi suntem niște idioți și că nu înțelegem că ei se luptă pentru țară și ei ne vor binele. Nu, ei se gândesc la portofelul nostru. Exact. Și atunci, știi, după un număr de ani am început să simt că îmi pleacă mâna așa și zic, bă, decât să-l pocnesc pe unul. Pe bune? Da. Deci aveam începuseră de nenumărate ori să îmi vină să mă ridic, să-l scuip la început și până să-l pocnesc. Da. Mâncau rahat în emisiunea ta. Deși emisiunea ta era una jovială. Mâncau rahat, dar plecau cu capul în pungă totuși. Dar, dar nu am mai... Deci am stat și m-am gândit, zic, bă, eu pot să fac satiră politică. Da. Îmi venea să-i pocnesc. Asta nu mai e satiră. Nu mai e. Și atunci am zis, am și alte resurse, seriale, filme, nu știu ce. Și un anume context politic în care am vrut să fiu... Nu ne spunea... A venit și un alt guvern care a zis, nu ne dorim chestiunea zilei moartă, dar să schimbe foaia, să fie obedient. Păi au văzut... Și atunci am zis, tati, decât să fac chestia, să plec din protest. Și am plecat din protest. Ei au văzut ce ai făcut cu Constantinescu și cu oamenii lui Constantinescu. Eu cred că nu-mi vine să râd că a murit doamna Zoie Petre Dumnezeu. Eu cred că mai multe am făcut cu Iliescu. Și cu Iliescu, sigur că domn profesor, îl respect în continuare. Cum să spun, știi ce nu înțeleg? Domnule, se băieta la un moment dat, tare de tot. Știi ce nu înțeleg, domnule? Și cu Traian am făcut și cu... Ei nu înțeleg un lucru, că în orice țară din lume, satira politică începe cu numărul 1. Da, simplu, de tot. Doar nu se începe cu un director sunt de școală. Sunt și membru fondator al Academiei Cațavencu. Păi dacă a trebuit să explicăm lui Iliescu că faptul că ne ocupăm de el în fiecare număr, îl face mai simpatic decât e. Înțelegi? Și așa mai departe. Băsescu a înțeles primul dintre și toți. Și Iliescu a înțeles.
Iliescu... Sau eu explicat unic, e bine să înțeleagă. Iliescu însă este responsabil de tot ce se întâmplă și astăzi în România după 30 de ani, pentru că el putea în anul de grație 1990 să ne pună undeva lângă Spania, lângă Austria. Numai că băieții l-au luat de sub pat și au zis, tate, deocamdată atât facem, îl înlocuim pe Ceaușescu cu tine. Restul ne predai toată industria, toată avuția țării și așa mai departe. Povesteai de Adrian Sârbu și povesteai și de domnul Păunescu că în afară de talentul pe care l-au avut în lumea asta, a filmului, a teatrului, în lumea artistică, nu zic, de Vlad Păunescu. Vlad Păunescu, sigur. Nu, domnul, adică când zici Adrian Sârbu, trebuie să zici și Vlad Păunescu. Să nu înțeleagă lumea că vorbim de frații Păunescu sau de Adrian Păunescu. Nu, 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 de Vlad Păunescu. Și spuneai că au avut și flair, talent în afaceri. Și tu ai avut talent în afaceri. Ai făcut afaceri bune. Una ai vândut-o, nu? Fabrica de, fabrica de optică. Oarecum, ai vândut-o. Asta e spiritul, ce afaceri mai e? Asta e spiritul de timișorean. Faptul că întotdeauna, deci niciodată n-am luat credite de nicăieri, m-am bazat pe banii pe care am câștigat, una la mână. Și nu ți-ai bătut joc de ei, i-ai investit. Și doi la mână, banii sunt o marfă. Dacă o ții în sertar, putrezește, se mucegăiește. Și am învățat din Timișoara, repet, să iau atitudine față de piață. Raportez. Investiția mea mare a fost în 1999, am cumpărat o fabricuță care era în faliment, care avea niște pierderi extraordinare. Pe scurt... I-ai plătit datoriile? I-am plătit toate datoriile și de la pierderi enorme... Ai dus-o la profit? I-a ajuns pe profit. Da? Am angajat niște oameni care se pricepeau la treaba aia, că n-am stat pe acolo nici 5 zile în 15 ani. Ea e vândută. Degeaba ai fi stat. Am scăpat de ea, ca să termin cu presa, cu suspiciunea că Florin Călinescu face afaceri. Vezi, Doamne, eu sunt regele afacerilor în România și totul este oneros și făcut. Și ce scria presa și opinia publică, că acum am atacă unii din gândi și pe internet. Tu vorbești, eu vorbesc că ce? Că am luat o firmă în faliment românească și că face produse românești pentru România. Adică dacă luăm toate gunoaiele sau mărfuri bune, numai din Germania, din America sau din Ungaria, sunt foarte bune. Dacă cineva face un suc românesc sau... De unde știi tu să faci ochiane? Nu știu să fac ochiane. Ingineri. Am adus niște ingineri. Niște oameni, nu, acolo erau singuri inventatori din România, atenție. Da. Și le-am spus oamenilor, dacă tot scrieți pe hârtie, o să murim, eu nu mor. Dar dacă înțelegeți că tot ce faceți pe hârtie ar trebui să se și vândă, atunci ar fi ok. De altfel, această firmă, știi cum, cam cum văd eu ce zice presa și ce mai zic unii pe internet acum cu treaba cu Proptica? Ai făcut, adică nu te pricepi la nimic, ai o firmă de apartament și ai ciurdiță? Ți-a dat ție, da, un contract, da, ai luat vreo 3 miliarde de, sau 300 de mii de lei și n-ai livrat nimic. Păi să te ferească Dumnezeu câte verificări au avut ăștia, că cine pierde licitațiile te reclamă. De altfel, mai multe licitații au pierdut firma asta decât a câștigat. Dar ca să rezolvăm toată problema cu afacerea mea numită Protica, care merge în continuare, și merge foarte bine, trebuie să știți așa, că Florin Călinescu, un hoț și un impostor de business, a luat o firmă falimentară, a crescut-o pe profit și în continuare face afaceri cu Turcia, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Ungaria, Elveția, Franța, Anglia, Germania, suntem reprezentanți, nu mai sunt eu, și cu Statele Unite. Da. Și cu Israelul a vrut să o cumpere de două ori, cea mai mare firmă. Nu știu, mai puțin mai interesant. Ba, ce șmecheri sunt? Da, mai puțin, să produc baloane de săpun și să aburesc Israelul, Elveția, Germania, asta Franța. Asta mai puțin mă interesează. Știi ce mă interesează? Că eu sunt mai nostalgic, așa, mai conservator. Că nu s-au dus niște oameni, ingineri, cercetători științifici, fizicieni, niște oameni, n-au ajuns, tată, nemâncați. Nu numai că n-au ajuns, au ieșit la pensii pe drumuri. Au ieșit la pensii de acolo și mai mult decât atât, actualul proprietar, care e fost manager, se ambiționează să angajeze tineri și să-i plătească la nivelul tineri. Nu știu dacă știi, că nefiind inginer, nu cred că știi, dar în perioada cât a fost fabrica ta, eu știu de la niște colegi, foști colegi de-a lui tata a fost ofițer în armată, inginer, cercetător științific.
La un moment dat erau pe primele locuri la brevete de invenții, inginerii de la... De la proprie. Cred că habar n-ai de chestia asta. Da. Nu, am habar. Am habar. Era un topul inventatorilor. Atunci când am luat-o de la FPS, da. Zic, pe ce dau banii? Da. Păi ai două dulapuri de invenții, zic, sunt niște... Luați-vi-le! Da. Da? Nu, este, deci, atenție, este poate singura entitate, cât era singura, da, da, da. Când cineva vrea să te atace, e adevărat, câinele nu, când da, te mușcă da, de căruță nu ți explică întreabă, de ce. Da, nu. Și nu te întreabă. Deci, în 1999 era singura entitate de optică și optoelectronică din România, punct. Da, da, da. Nici da, da, să fi vrut să faci da, cu altcineva din România. Plus de asta, și Armata Română, și Serio, și pompierii, și toți, chiar dacă cumpărăm de la americani și francezi toate lucrurile de mâna opta, da? E bine să ai și niște treburi. Să faci și tu ceva pe la dacă tine, ar fi studiat însă cineva contractul de privatizare, ar fi aflat, dar din păcate nici niște... Cum? Tu ți-ai luat niște angajamente niște colegi grele, de la evenimentul da, zilei de pe vremea aia, n-au catadexit să facă jurnalistică adevărată. Adică să scrie o singură clauză din contractul de privatizare. Da, da. Se obligă să rămână la dispoziția Sistemului Național de Apărare. Sigur, fac ce spune. Puteți da, să, nu, când vor, când au nevoie. Nevoie. Da, 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 da. În rest, eu puteam da, să da, fac și de-astea de ușă, de da, vizoare da, da, de ușă da, sau lupe da, de filatelie. Da, da. Dar dacă armata... Dacă deșerea armata o chestie, bă, o făceai urgent. Bagă în cercetare da, da, o anumită temă, să nu știe nici evrei, nici da, americani. Da, 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 da. Eu cred, nu am nicio legătură cu jurnaliștii. Eu cred da, că... Eu cred, bine, titlul rămâne, știi, evenimentul zilei. Da, așa în fine, e. Ca și da, căina care a fătat doi pui vișii. Hai mă, termină, nu începești stai, cu asta, mă. Eu am făcut anchetă. Știu. Eu am fost cu Academia Cața, am venit să filmăm la Pașcani. La femeia aia săracă, da. Deci era adusă cu plătă. Da, da. Era Jacques atunci. Da, și a zis, fii atent că mă duc să fac un reportaj. Și l-am făcut. Și a zis, băi, nebună. Da, mă, știam că e nebună, dar ce vrei? Da, da. Merge titlul, merge. Da, mă, lasă-mă. Deci așa... Vreau să spun așa, singura unitate, nu pentru Florin Gănescu, pentru orice cetățean al României, nu trebuie să, trebuie să fie situația penală. Ai fost cercetat, nu-i suficient. Ai fost în tribunal, nu-i suficient. Ai fost condamnat, e o unitate de măsură. Presupunem că ești oarecum vinovat. Eu nu o văd nici pe asta. Dar astăzi, că eu mă uit pe Facebook-ul meu, știi? 100 de oameni vorbesc frumos, câte unul, fără da, profil, zice da, tu vorbești, bă, care ai făcut afaceri cu statul. Sau ai zis poezie cu Ceaușescu. Bine, bine, tu ce ai făcut? Tu vrei să-i lămurești pe toți? Nu vreau să-i lămuresc. Dar știi care este argumentul lor? Pe dacă scrie în ziar? Asta mă deranjează. Da, da. Că sunt oameni care a spus la televizor. Da. Scrie da, în ziar. Sunt oameni care atât reușesc ei. Nu okay, are rost să-i judeci. Contează pe mine, Mirel. Da. Sunt liber. Și da, știi ceva? Acești oameni ar trebui să înțeleagă. Sunt unul la 100 de mii. Mai e o unitate de măsură dacă ești băiat isteț. A spus un șef de servicii de informații. Altă prostie. Dacă a spus când șef, un președinte da, l-a chemat da, și a zis, bă, da, ne cam da, deranjează da, chestiunea zilei. Da, da, da. Da. N-aveți nimic cu Călinescu ca să se potolească și el a zis dacă aveam alte emisiuni făcea până acum. Pentru că îi vezi pe la diverse organe de presă, video, da, audio, da, pe băieții care pot fi apăsați pe cap. Care pot fi, care au buton. Păi uite, tot legat de chestia asta, ai fost clar, cum spuneam, cel mai puternic om de televiziune. Povestea doamna Doina Gradea cândva, acum niște ani, Călinescu putea să te ridice sau să te desființeze cu o emisiune. Ți-a plăcut puterea? Nu era o putere n-am prea mare? Nu te-a stricat? Nu, dacă nu? Mi-ar fi plăcut puterea, aș fi profitat de ea. Nu mi-am făcut nici case mai mari, nici mașini de aur. Mă, dar îi vedeai. Maneliști au putere, sportivi au putere. Nu, e mai alt gen de putere. Tu îi vedeai, haide, nu fii ipocrit. Îi vedeai că veneau miniștri tremurând. Nu sunt ipocrit. Constantinescu avea emoții. Dar nu ăsta e scopul meu. Nu asta a fost scopul meu. Cum? Scopul meu a fost să văd lumea când râde. Cum ai făcut să nu te ia flama? Pur și simplu, în 2000 când mi s-a propus să fiu președinte, să fiu, nu să candidez. Da. Da? Da. Da. M-am uitat la ei și am spus, mi-e mai dragă meseria mea deocamdată. Da, corect. Da? De ce ai plecat? Te-ai certat cu Sârbu? Nu m-am certat cu Sârbu. Așa e cum se spune că te-ai supărat pe chestie cu Adrian Păunescu? Nici vorbă. Eu l-am chemat la emisiune în timp ce el era certat cu Sârbu. Ce s-a întâmplat? Adrian Sârbu, niciodată, Doina Gradea trăiește,
era asistenta lui, niciodată nu mi-a zis. Da. Deci chiar dacă mă înjura după aia, l-ai chemat pe ăla, nu știi că nu vorbesc cu el? Nu, da. Nu știam da. Că nu vorbesc cu el. Da. Deci da. Niciodată nu mi-a spus cheamă-l pe ăla sau nu-l mai chema pe ăla. Niciodată nu m-a luat flama, niciodată. Ți-am mai spus odată, s-a schimbat guvernul în 2000, afli tu ce uh-huh. guvern a venit, uh-huh. și a zis nu ne trebuie un Călinescu mor, ne trebuie un Călinescu să ne facă altă imagine frumoasă. Și a zis, vă pupă, tata. Da, deci au făcut, nu numai pe presa scrisă au făcut. Știu ce s-a întâmplat atunci. Se întâlneau la guvern și discutau în privința presei scrise. Și discutau, în privința îi dai publicitate, lui nu îi dai. Da, da, da. Ăla mă laudă. Ia poliția hotăra... Norocul nostru... Hotărau împreună cu Cristian Tudor Popescu. Nu știu asta. Cine știu eu. Era președintele Clubului Român de Presă și hotăra cine e cu minte și merită publicitate de stat și cine e vagabond și nu merită. Eu știu un singur lucru. Și acum dă lecții. Da. Zi, scuze-mă. Eu sunt omul despre care te-am lăsat să înțelegi că sunt, nu știu dacă se înțelege într-o oră jumate, dar ăsta sunt. Nu am nicio treabă, pur și simplu, ca să pot merge mai departe, da. Eu am capacitatea, dacă văd cum începe un film, în 2 minute știu că nu trebuie să mă uit la filmul ăla, că îmi răscolește și niște chestii. Face rău. Da. E libertatea mea să evit anumite. Degajezi. Repede. Eu nu citesc editorialele câtorva cetățeni, că nu vreau să le citesc. Da, că știu că nu mă ajută. Poate sunt corecte, poate sunt adevărate. Dar nu mă interesează. Da, am propria mea gândire, am propriul meu creier și nu sunt un om care, dacă te uiți pe Facebook sau pe asta, sunt unii care zilnic pun citate din alții. Bă, tu n-ai nicio idee din capul tău? Da. Unii n-au. Hă? Unii n-au, da. Adică, cum e zăpăcit asta de Dana Budeanu. Bă, mai repede mă uit la Dana Budeanu, că spune așa din capul ei ce spune, da? Da. Nu zice cum a zis Confucius, cum a zis Dalai Lama sau Napoleon. Mafioților. Da, mă uit din când în când am timp, le aud pe niște fete, pe la coafor, pe la profesor, zic, bă, a devenit un nume? Da. Bă, o cunosc. E o fată drăguță. One man show. Și e altă fată decât o văd ăștia pe internet. E o fată timidă. Da. O mamă extraordinară. Cred că, ok, foarte bine. Dar de parte pot să mă uit la ea, că mă relaxează. Face bine. Da. Decât să citesc analizele încrâncenate pe multe domenii ale unor confrați de-ai tăi. Eu am o expresie pentru asta și spun, la fel fac și eu, dau pe altceva. Bă, nici tu nu ești comod de citit când ți se pune pata pe cineva. Eu cred că sunt mai mult miștocar. Da, se vede că ești și justiția, adică te transcede jurnalistica neutră. Așa este. Eu am învățat... Dar nici nu vreau să am învățat că jurnalistul... De asta spun Sârbu Sahia. Eu dacă aș face jurnalism, acum m-aș duce să fac reportaje. Da. Deci eu fac reportaje video și să le dau cuiva să le proiecteze. Dar n-aș spune niciodată nenorociții ăștia care... Doamne, m-am dat jos din tren la ora 13:10, m-am dus în sat, m-am dus... Era cald. Îți mai dau un exemplu celebru, îi spuneam lui Cristoiu și zice, nu înțeleg ce vrei să spui cu asta. Tot în vremea aia, un reportaj extraordinar. Când era și infractoarea, mov, albastră. Da. Deci lucrurile, îi știu pe Denis Dinulescu, era unul care scria un ziar bând o sticlă de bere. Prozator bun, Denis. Deci scria un ziar întreg cu tare. Deci fii atent aici, odată în eventul zile zice, odioasa crimă de la Reșița. Cu două valeuri rusoice, ucrainice, și cu tare, și cu tare, și cu tare. Deci, reporterul zicea, am intrat pe strada cu tare, cenușie, combinatul gri, fumul care cenușa, oameni triști, fără perspectivă, nu ți se uită în ochi, a băgat nu știu ce marmeladă la cu tare. Intru pe strada, unde se apere, un bloc fără uși, fără cutii poștale, intru sus cu tare, nu știu ce, cu tare, uite. Și acum să vă spun ce s-a întâmplat. A venit ăla de la combinat acasă sau ce era, le-a băgat pe cele două femei în casă, s-au băut în cadă, s-au drăgălit puțin, au băut ceva, au fumat, au dres, a izbucnit cearta, discuția, s-a scos cuțitul și cu tare. În timp ce Natasha murea, sângele după cuțit picura și vena lui așa și parcă începea să regrete, ailaltă îngrozită striga din debara, nu mă omoră și pe mine, s-a îndreptat fioros către ea, a smuls ușa de la debara, a hăcuit-o gât, sâni, coapse, nu știu ce, după care și el a pus cuțitul jos, a sunat cu tare.
Și Cristoiu zice, și care e treaba, Florine? Zic, Ioane, a doua propoziție începe așa. Ionescu a intrat în casă și a încuiat pe dinăuntru. Unde căcat era reporterul ascuns? De-a văzut vena, cuțitul, picăturile așa pe degetele ei cu oja roz făcută proaspăt într-o dimineață. Da, da. Bă, da, meserie, da, adică da, ficțiune da, pură. Ficțiune știi? Cum? Scrisă din deci, cârciumă. Da. Criminalul da, se închisese da, pe dinăuntru cu cele două victime, da, dar uitase că reporterul venise de cu seară da, da, și da, se ascunsese da, să da, asiste da, la crimă. Atunci da, se cumpăra da, chestia. Băi, astăzi da, nu mai pot. Adică părerea da, ta, tu poți să spui dacă cineva te plătește. Tu poți să spui, băi, Mirel, curăță. Băi, Florine, scrii și mie ce vrei tu, 10 rânduri. Da, mă, Mirel, că am fost și director de ziar. Știrea zilei se chema. Știrea zilei, știu, da, da. Și scriam o chestie. Descriam cam în stilul meu ce am văzut. Bă, nu vrei să râzi, nu vrei să râzi. Eu nu-mi permit să spun. Și am văzut că îți merge pana, dar... Ah, vrei să pui și un pic de verdict acolo? Lasă-mă da, pe cititor. Da, nu. Da, da. Eu îți descriu faptele. Am, în 90, 91, 92, făceam reportaj. Aia, presa ideală. Zigzag, Express, Express Magazin. Zic, reportajul este fabrica de lapte rarău, Ceahrău, pe care eu, rarău, am învățat la școală, Geobox, reportajul, Brunea Oscar Fox. Walter, Cisega, da, da, adică da, da, descrii... Brunea, Cornel Nistorescu. Descrii da, da, ce da, vezi și acolo, sigur, da? Da? Și lași publicul să se bucure. Dar, tu făceai anchete, asta e altceva. Îi făceam anchete, încoace făceam, sigur că da. Acolo întrebi, dar tot așa, da, tu nu dai verdict. Nu, nu dădeam verdict, nu. Directorul general n-a vrut să ne spună. Portarul de noapte, așa victima, dar acum... torționarul. În anchetă ești obligat da, să întrebi dar toate părțile. În opinie, am opinie. Am opinie. Ceea ce este jenant... Păi da, dar asta mă derutez. Opinia mea. Și atunci ai da, păi așa se numește ce opinie. Ce este da, jenant astăzi însă este totuși, chiar dacă... stăm în casa lui Găina care a născut doi pui vii și a criminalului din Reșița închis în casă. Știi ce nu se mai întâmplă astăzi? Și este odios. Și mă mir că există nu știu ce școli de jurnalistică și cu tare. Bă, frate, tu aparții unei generații care orice s-ar fi întâmplat, ca în Rashomon, unde s-a întâmplat o poveste în piață și sunt trei... mi se pare obligatoriu să-ți iei trei surse, trei păreri ce obțin. Astăzi nu te mai sună nimeni de la niciun ziar, de la nicio revistă, decât dacă vrea interviu. Și ăla pun telefon. Da, așa e. Înțelegi? Așa e. Bă, frate, da, e. Florin Călinescu da, a făcut. Cred că Mirel Curea da, să ținea da, de mine o săptămână. Băi, nea Florică, da, o să da, scriem da, ceva despre tine. Care da, este da, declarația ta? Da. Declarația fostei tale vecine da, am luat-o, declarația polițistului da, de sectorul da, avem, da, declarația dirigintei tale și a... E vorba despre tine. E vorba. Ai furat din cutia poștală da, sau da, nu? Nu, domne, că nu eram în țară. Da. Și ai toate... Da. Acum nu te da, mai sună nu nimeni, nu fiecare sună scrie ce vrea, și... pe internet, salut, la revedere. Și pe accesări. Noi... Tu observi că toate astea care sunt pe internet acum încep așa. La noi totul este bombă, da, incendiar, apoi da, și un căcat, adică da, nu se întâmplă nimic. Nimic. Așa este. Care fotbalist și-a luat o mașină. Incendiar! Noi să ne ducem în redacțiile veșniciei și stai să vezi ce o să fie după aia, că noi tot mai sunăm, mai știm regulile meserii. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ai acceptat. Mulțumesc frumos. Mi-am văzut că n-am avut apă dimineața și nu m-am aranjat la păr. Nu te-ai aranjat la păr, da. A venit toată o fată la mine în tinerețe cu o cască de aia de ștran și a zis m-am dat ușor la sub braț cu cerveții lumii, dar la păr nu s-a aranjat. Dacă te servești așa, bine. Dacă... Te iau și cu casca de notător pe cap. Da. Mulțumesc frumos, Florin. Doamne ajută. Dar chiar n-am avut apă de dimineață. Doamne ajută, să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși. Doamne ajută, sănătate.